Domnule Ioanes, ne împiedicăm, iertați-mă, în formalism. Întrebare foarte simplă. Domnul Petrache spune, veți colabora, veți coabita, vă veți înțelege, pe scurs, să nu ne împiedicăm în semantică, cu domnul Ponta, dacă veți ieși președinte. O veți face, adică veți dialoga cu domnul Ponta ca premier, că de schimbat nu-l puteți schimba a doua zi din funcția de premier, că nu puteți asta ca președinte. Păi evident că nu. E, și atunci ce faceți? Și atunci fac exact ce scrie în Constituție. Și fac ceea ce cred că trebuie făcut. Până la urmă, indiferent cine este președinte și indiferent cine este primul ministru al României, oamenii nu sunt tot puși acolo să se certe la televizor. Oamenii sunt puși acolo să se ocupe de România și să rezolve problemele României. Și acest lucru se va întâmpla. Însă, pot să vă spun de pe acum că nu va exista niciun fel de coabitare, pentru simplul motiv că eu voi câștiga președinția și PSD îl va scoate pe Victor Ponta din joc. De asta am spus, oricine ar fi prim-ministru din partea PSD, fiindcă cineva va fi. O lună, două, aveți, aveți această informație că PSD îl va scoate din joc? Nu am această informație, am această convingere. În ce fel îl va da jos de la șefia partidului și îl va face, îi va trânti și guvernul în Parlament? Nu. Va fi pur și simplu retras din viața politică. Ai părerea mea. Nu am nicio dovadă pentru așa ceea ceva. Ce înseamnă că va pierde și șefia guvernului odată retras, ceea ce înseamnă că vă și cariera politică a domnului Ponta se va termina pe 16 noiembrie. Ceea ce înseamnă că veți avea șansa. Ceea ce înseamnă că se va guvern. Putea întoarce la raliuri. Bun. Iar dumneavoastră... Sau în SIE. Dacă da. O fi în SIE. Iar dumneavoastră veți avea posibilitatea să numiți un nou premier cu un nou guvern. Cu o nouă majoritate. Așa este. Puteți, la ce informații aveți acum, să construiți o majoritate nouă fără PSD? Noi pornim de la premisa că după alegerile prezidențiale se va mișca ceva în Parlament. Este foarte posibil să avem un alt raport de forțe în Parlament. Este posibil, și eu îmi doresc acest lucru, pot să o spun pe față, abia aștept, este posibil să apară altă majoritate fără PSD. Fiindcă noi cu PSD, noi, liberalii cu PSD, nu mai dorim. Și atunci, da, este posibil ca în 2015 să avem un guvern PNL înainte de alegeri. Știți de ce vă spuneam, domnule Iohannis, că nu am înțeles de ce spuneți că nu voi semna niciun pact cu PSD sau înțelegere cu PSD? Pentru că exact în urmă cu 4 ani, cu 5 ani de zile, pe 13 octombrie 2009, a fost nominalizat la funcția de premier de PNL cu susținerea PSD și PC. Corect. De unde a versiunea asta față de PSD acum? Adică e același PSD. Cu Ponta, cu Năstase, cu Baroni, ce nu știu dacă o fi același PSD. Eu mă tem că este același PSD, doar eu mi-am schimbat abordarea față de PSD. Dar de ce v-a schimbat? Ca la pățitul. Deci eu sunt la pățitul. În ce sens ați fost pățit? Ce ați pățit? Păi nu ne amintim ce împreună, nu ne amintim împreună cum a ieșit PNL de la guvernare, fiindcă PSD-ul a vrut să ia toată puterea și să ne împingă într-un colț. Atunci când dumneavoastră ați fost, nu ne amintim când am fost propus vicepremier și ministru de interne și PSD-ul nu a vrut sub nicio formă să audă de așa ceva. E, aceste lucruri schimbă atitudinea unui politician față de un partid.